Sunt la capătul unei conferințe care mie pur și simplu mi-a umplut sufletul de bucurie, pentru că alături de episcopul locului și de invitații din Italia care au participat la conferință, au fost foarte mulți tineri, foarte mulți profesori de religie, preoți. Într-un fel sau altul ni s-a dovedit că întotdeauna biserica, atunci când are posibilitatea să-și adune tineri în jur, o face foarte bine și cu sperio și cu roade. A fost o după-amiază a zâmbetului și a respirației duhovnicești, sper. Nu în ultimul rând, o după-amiază în care mesajul fundamental a fost: nu vă temeți de biserică, trăiți în Hristos, bucurați-vă de toate darurile pe care Dumnezeu vi le-a dăruit. Universitatea Eftimie Murgu din Reșița a fost astăzi gazda unei conferințe de excepție, Tinerii și Biserica. Așa cum a spus părintele Constantin Necula, este primul capitol al tezei de doctorat numită Biserică și tineri. De ce este primul capitol? Pentru că tinerii au de învățat foarte mult de la școală, dar ceea ce îi modelează și le creează calea în viață este biserica până la urmă. Așa cum a spus părintele Necula, trebuie să învețe mult și cu voință vor putea face acest lucru, pentru că Dumnezeu și Divinitatea își deleagă harul peste tot și vor fi binecuvântați, dar așa cum a spus părintele Necula, nu trebuie să simulăm nici școala, nici biserica. Episcopiei Caransebeșului pentru acest eveniment și mulțumesc preasfinției sale părintele Lucian pentru efortul și binecuvântarea de a invita la Reșița pe părintele Constantin Necula. Eu vă mulțumesc frumos și sunteți bineveniți în universitatea noastră.